Vă salutăm! Salut! Bună, Anușa! Bună, Cristian! Ce faci, Anușa, astăzi? Păi m-am gândit la bube. Tu ai bube? Dacă așa mă gândesc repede și mai la repede, una am, sigur. Poate am mai multe, dar una sigur am. Ești conștient de ea? Băi, sunt conștient de ea și pot să zic că mă și tratez. Deși prima mea reacție n-a fost asta. M-am prefăcut o vreme că nu am, că poate trece, că poate, știi cum se spune, că sunt bărbați în general. Așa am fost și eu, dar acum merg la medic, am grijă de ea, fac ecografii și mă asigur că e totul bine. Nu-i nimic grav, dar trebuie să o urmăresc. Aseară stăteam și mă gândeam la bubele fizice de pe corpul fizic și cumva ceea ce se întâmplă în corpul nostru emoțional este similar. Avem bube, multe. Și fugim de ele. Da, eu știu despre ce vorbești. Vorbesc din experiență, da. Din nefericire. Și în toată literatura de specialitate medicală și psihologică se spune că primul pas către vindecare este acceptarea, conștientizarea și acceptarea. Este primii pași, adică când îi conștientizezi, bă, e ceva în neregulă, după care accept că e ceva în neregulă, după care zic, ok, acum ce fac? Trebuie să mă duc undeva, la un specialist, la cineva care știe ce să facă cu buba mea. La fel este și cu suferința noastră emoțională, la fel este și cu suferința noastră mentală, cu credințele, cu valorile, cu principiile care ne împiedică să fim noi. Și tot aseară mă gândeam cum fugim noi cu grație de bube și arătăm către celălalt, tu ești de vină. Eu n-am nimic, eu sunt în regulă. Tu nu ești ok. Eu am aici o teorie, știi, uneori vinovățiile se distribuie și celălalt îi dă vină 98%, eu 2%, așa că el trebuie să-și ceară primul scuze. E, ideea mea aici e următoarea. Fără aia 2% ai tăi, 98% ei lași nu se declanșau. Și nu există. Da, adică să stăm să evaluăm cât la sută vina mea mai mare, vina ta mai mică, cine a început primul. Pentru mine rezolvarea e simplă. Asumarea în totalitate a rolului tău în povestea asta și nu pe procente. Mie îmi place foarte mult ce spune Jacques Salomé. Suntem coautori și coautori înseamnă jumătate cu jumătate fiecare. Nu că tu ai 51 și eu 49 sau eu 51 și tu 49. Nu. Jumătate. În aceeași măsură suntem cei care creăm acea situație, acel context. Și atunci e cazul să ne asumăm responsabilitatea. Da, fugim de bube în multe feluri, iar ăsta este unul dintre ele, dând vina pe ceilalți. Comportamentul tău este cel care îmi declanșează mie buba. Ea poate să fie acolo, să stea ascunsă, bine pitită, dar tu vii și faci ceva, zici ceva sau nu faci ceva, sau nu zici ceva care eu mă așteptam să se întâmple. Și acel context, acea situație, acel comportament al tău este cel care declanșează și scoate la suprafață buba mea pe care eu nu vreau să o recunosc. Și atunci, cine-i de vină? Tu ești da, de vină, că mă doare vină, pe mine. Că tu ai început sau tu n-ai făcut ce vreau eu să faci. Exact. Super. Și în acel moment, varianta sănătoasă nu este să dăm în celălalt, nu este să-l acuzăm, să-l criticăm, să avem pretenții, să vrem să se schimbe celălalt. Varianta câștigătoare întotdeauna este să conștientizăm propria noastră bubă, să ne întoarcem către noi, să vedem ce a fost atins, ce a durut, cât de tare a durut, de unde vine acea durere, de unde a început, care este cauza, care este momentul în care a început acea durere și de început să vindecăm acolo. Punem o betadină, nu, întâi dăm cu apă oxigenată, punem o betadină, punem un antibiotic, un antiseptic, ceva. Și lucrurile încep să se vindece. Dacă noi suntem constanți, ca și în corpul fizic, la un moment dat se face coajă, coaja ușor, ușor, natural se desprinde și rămâne doar o vagă cicatrice. Și atunci, acea bubă, indiferent dacă mai vine cineva care o atinge, este doar o simplă amintire. Da, a fost, e ceva, dar nu mai doare. Și asta înseamnă să ne asumăm responsabilitatea pentru ceea ce este în interiorul nostru, conștient sau inconștient. Eu știu ce mă gândesc, că buba adesea ne invită la ceva. Ne invită să ne adaptăm. La creștere, da. La înțelegere, la dezvoltare, la evoluție. Și la noi înșine cei adevărați.
Buba, exact, la un moment dat, este o asemenea invitație pe care nu o putem ignora, iar dacă o ignorăm, devine atât de gravă, încât în cele din urmă nu mai putem ignora. Supurează, și, da, face mult puroi și atunci doare, da, și doare, rău, se din și ce vede, ce mai rău. Și simți într-o cu o intensitate de neignorat. Ce este și mai interesant, că până la urmă, buba, dacă te uiți la ea și o accepti, devine, are, ca să zic așa, potențial adaptativ. Anxietățile legate de buba, eu nu vreau să mă ocup de ea, acum am altă treabă sau e deranjant, mă, aia e frică. O bagi undeva, o ignori, de-aia devine și mai puternică. De aici fuga. Da. Nu vreau, eu nu știu, eu sunt bun, eu fac tot ce trebuie, eu sunt perfect, comportamentul meu este impecabil. Unul din profesorii mei, André Morop, știi probabil de ei, terapeutul belgian, spunea, întotdeauna idiotul este celălalt. Corect. Eu sunt impecabil, eu mă comport perfect cu toată lumea, fac întotdeauna acțiunea potrivită, acțiunea perfectă, dar ceilalți sunt cretini. Da, faza cu buba e că fuga de buba nu e fuga sănătoasă. Deși fuga uneori e sănătoasă, fuga de buba este fix dăunătoare și amplifică buba. Nu știu, dacă ar fi să le spunem așa în poate cel mult două fraze celor care ne urmăresc acum, câteva idei, sursă de inspirație legat de ce să facă atunci când buba au văzut-o, au simțit-o, au auzit-o sau au mirosit-o, deci, ce ar fi de făcut? Deci pasul 1, conștientizarea că e ceva. Pasul 2, acceptarea că am o problemă, că e o situație acolo care nu mă depășește, care nu o pot rezolva. Și din nou, recomandare care am mai făcut-o, apelați la ajutor de specialitate, indiferent ce considerați voi că este specialitate. Poate fi un terapeut, poate fi un psiholog, poate fi un prieten care știe și din punctul vostru de vedere este un om cu toate țigările pe casă, care judecă corect din punctul vostru de vedere situațiile, poate fi un preot, poate fi un coach. Doctor, să zici de doctor. Un medic. Pentru că uneori e cazul și de specialitate, să mai luăm o bulinuță, ceva. Deci ajutor de specialitate când noi nu știm ce să facem. Nu este o rușine să cerem ajutor, nu ne pune într-o poziție slabă, dimpotrivă, ne pune într-o poziție de putere. În momentul în care eu nu pot și nu știu și mă duc către cineva care are competență, are cunoaștere, atunci sunt în poziție de putere, cerând ceea ce eu nu pot să fac de una singură. Super tare, vă mulțumim că sunteți alături de noi și astăzi și pregătiți-vă că și urmează, noi ne pregătim pentru ceva poate mai amănunțit, mai tare, mai precis și mai ușor de folosit pentru voi. În curând! Toate o zi cele minunată! Bune, la revedere! Frumoasă.